Bună ziua, sunt Marian Godină. Experiența mea ca polițist rutier m-a făcut să înțeleg că șoferii opriți în trafic reacționează în funcție de muzica pe care o ascultă. Iată câteva exemple. De ce m-ați oprit? N-am făcut nimic. 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 Actele la control. Ia. Hai să alungi până. No. Hai că te sună fratele tău că s-a aici cu treabă, cu acte, cu un ochelarist. Hai, te-a bubat. Pa, pa. Îmi place domn agent Marius Olandezul la ringson. Hai, adevărat, adevărat. Am și eu aici un album nou. Frumos. Hai. Uite, de obicei n-ascult neapărat asta, știi, dar așa la o ocazie, la o situație, la un 300 de mii. Ia suflă în asta. Actele. Știți ce se întâmplă când depășiți viteza legală cu 65 de kilometri? Ajung mai repede. Nu, nu. Păi cum nu, șefule? Adică da, de ajuns să ajungeți mai repede. Da, păi ai văzut? Dar cu permisul anulat și cu o dovadă de 30 de zile. Ah. Talonul, nu-l văd. Ce chestie, că nici eu nu-l văd. Păi de ce nu-l văd? Pentru că este la mine în buzunar, de-aia. Păi vă rog, dați-mi-l. Păi n-am cum. De ce n-aveți cum? Pentru că este sacoul ăsta nou și are buzunarele cu sute de-aia. Păi și cum l-ați băgat în buzunar? Păi ce l-am băgat eu? Dar cine? E mea, mea. Păi și acum băga mâna, domne, dacă aveai buzunarul cu sut. Haide, bre, ce dracu, dar mă tare nu știi că femeia bagă mâna în buzunar și dacă e cimentat, ce dracu? Permisul dumneavoastră va fi anulat. Scrieți aici dacă aveți ceva de declarat. Dar nu mai bine declar eu ce am descris? Nu știți să scrieți. Nu! Dar să citiți? Păi ce să citesc, șefule, dacă n-am scris nimic? Sunteți Chelu, nu? Da, frate, dar tu știi cine ești? Cine? Ești motivul pentru care vreau să fac foarte mulți bani în această viață. Ca să fac un testament foarte șmecher și să las toți banii mei la toți fraierii care m-au enervat în această viață. Și dacă vor banii, să-mi îndeplinească ultimele mele dorințe. Și ultimele mele dorințe sunt să fiu incinerat, să mi se mormânteze de numai p***, să fac polul meu arată, să-mi rulez ceva, să mă uit la toți fraierii cum îmi priveghează p*** 3 zile. Să-mi iau și un cavou la cimitirul Belu, care rimează cu Chelu, să scriu pe el, aici zace p*** a mea.
știți că eu nu v-am oprit. Dumneavoastră m-ați oprit pe mine. Am vrut să spun chestia asta. Să trăiți. Spuneți că nu aveți actele. Cum vă numiți? Ramon. Și mai cum? Lămidă. Cum? Lămidă. Lămădilă? Lămidă. Aveți în posesie substanțe interzise? Da? Ce substanțe aveți? Testosteron. Ieși afară din mașină. Mai în dreapta. Puneți-vă mâinile pe capote. Îți place ce simți? Gata, mulțumesc. E rândul meu. Bună ziua! Permisul, talonul și asigurarea, vă rog. Auzi, bă, Gugule! Zi, bre! Bă, respiră, vă, că se prinde astea găbeuștii, se prinde găbeuștii. Ați băut? Mai tare nu puteai să vorbești, bre? Eu ține, bă, doamne, păi cum, bă? Auzi, bă, Gugule, respiră, vă, că se prinde astea... Ia suflați aici, fără întrerupere, timp de 10 secunde. Auzi, bă, Gugule, hai că nu se prinse că depășiți pe linia continuă, știi? Ați depășit pe linia continuă? Vrei să mă bagi în mormânt, bre? Vrei să mă umori, bre? Zii, bre! Dar am văzut 140, știi? Domnișoară, nu prea am ce să vă fac. Vă dau puncte. Eu tot am să te iubesc. Și am să-ți doresc o zi și o săptămână minunate să ai. Să știți că sunt 6 puncte. Eu am să-mi imaginez că sunt 6 puncte pe o poporuză care zboară liber în această zi minunată de miercuri. Rovinietă aveți? Nu, iubește. Iubește și simte iubirea și dăruiește-o și celorlalți. Tu ce iubești azi? Iubesc să văd rovinete. Dar nu am rovinietă, înțelegi că nu am rovinietă, ce ai? Privește cerul. Alo, alo, domnișoară, ți-au carnetul! 10 puncte! Aveți ceva de declarat? Bun, scrieți aici această declarație. Bună ziua! Dați-mi un claxon, vă rog. La! Încă unul. La, la! Ați trecut pe roșu! N-am trecut! Ați trecut pe roșu! Ba, n-am trecut! Ba, d-ați trecut! Ba, n-am trecut! Ba, d-ați trecut! Ba, n-am trecut! Ba, da! Ba, nu! Ba, da! Ba, nu! Ba, da! Ba, nu! Ba, nu! Ba, aha! Ha, ha, ha! Ba! Haideți,
permisul și talonul. Nu l-am.